India. Călătoria în India, 1938, n-am făcut-o din proprie inițiativă, ci am datorat-o unei invitații din partea guvernului britanic din India de a participa la festivitățile ce urmau să aibă loc în cinstea celui de-al 25-lea jubileu al Universității Calcutta. Citisem deja mult despre filozofia indiană și despre istoria religiei acestui popor și eram pe deplin convins de valoarea înțelepciunii orientale. Dar trebuia să fac această călătorie ca să-mi trag, ca să zic așa, propriile concluzii și am rămas în mine însumi cu un homunculus în retortă. India m-a atins ca un vis. Căci am fost și am rămas în căutarea individualității mele, a adevărului ce mi-este mie propriu. Astfel, călătoria a reprezentat un intermezzo în acea perioadă în care eram intens preocupat de filozofia alchimică. Aceasta nu-mi dădea pace și m-a determinat să iau cu mine primul volum din Theatrum Chemicum din 1602, care conține scrierile cele mai importante ale lui Gerardus Dorneus. În timpul călătoriei am studiat serios cartea, de la prima până la ultima filă. În felul acesta, patrimoniul gândirii originar europene era pus în contact constant cu impresiile unui spirit de civilizație străin. Amândouă izvorâseră în linie dreaptă, neîntreruptă, din experiențele psihice primordiale ale inconștientului și produseseră de aceea concepții identice, asemănătoare sau cel puțin comparabile. În India m-am aflat pentru prima oară sub impresia directă a unei culturi străine puternic diferențiate. În călătoria mea africană, cu totul alte impresii decât cele naturale fuseseră hotărătoare. Iar în Africa de Nord nu avusesem niciodată ocazia să discut cu un om care să fie în stare să-și exprime în cuvinte cultura. Acum aveam însă prilejul să stau de vorbă cu reprezentanți ai spiritului indian și să-l compar pe acesta cu cel european. Era ceva foarte important pentru mine. M-am întreținut în detaliu cu Subramania Iyer, guru al Maharajahului din Mizore, al cărui oaspete am fost pentru un timp. Am discutat și cu mulți alții, ale căror nume din păcate le-am uitat. Am evitat în schimb întâlnirea cu așa zis și oameni sfinți. I-am ocolit, întrucât trebuia să mă mulțumesc cu propriul meu adevăr și nu aveam voie să accept nimic în afară de ceea ce puteam obține singur. Mi s-ar fi părut un fel de furt dacă aș fi vrut să învăț de la sfinți și să accept pentru mine adevărul lor. Înțelepciunea lor le aparține, iar mie îmi aparține numai ceea ce provine din mine însumi. În plus, în Europa nu pot împrumuta nimic din Orient, ci trebuie să trăiesc prin mine însumi, din ce îmi spune ființa mea interioară sau din ce mi-aduce natura. Nu subestimez nici de cum personalitatea importantă a Sfântului Indian, dar nici nu-mi arog capacitatea de a-l aprecia în calitate de fenomen izolat la justa evaluare. Nu știu, de pildă, dacă înțelepciunea pe care o rostește este o revelație proprie sau un proverb care circulă de 1000 de ani pe străzi. Îmi vine în minte o întâmplare tipică din Ceylon. Pe o stradă îngustă, roțile căruțelor a doi țărani s-au încurcat între ele. În loc să urmeze cearta la care te-ai fi putut aștepta, fiecare a murmurat cu politețe reținută niște cuvinte care sunau cam așa: Adukan, Anatman, și însemnau deranj trecător, niciun suflet,
individual? A fost ceva unic? A fost ceva tipic indian? Ceea ce m-a preocupat în India în primul rând a fost întrebarea legătură cu natura psihologică a răului. M-a impresionat în mod deosebit cum este integrată această problemă în viața spirituală indiană și am văzut-o într-o lumină nouă. Și în discuțiile cu chinezi cultivați mă frapa mereu faptul că așa zisul rău poate să fie integrat fără a pierde fața. La noi, în Occident, nu este așa. Pentru omul din Orient, problema morală nu pare a sta pe primul loc, ca la noi. Binele și răul sunt pentru el, în conformitate cu sensul lor, conținute în natură și, în fond, numai niște deosebiri de grad ale unuia și aceluiași lucru. M-a izbit profund constatarea că spiritualitatea indiană are la fel de mult din bine ca și din rău. Creștinul năzuiește către bine și cade victimă răului. Indianul, în schimb, se simte în afara binelui și a răului, ori caută să atingă această stare prin meditație sau yoga. Aici se ridică în obiecția mea. În cazul unei astfel de atitudini, nici binele, nici răul n-au de fapt contur, ceea ce are drept urmare o anumită stagnare. Nu se crede cu adevărat în rău, nu se crede cu adevărat în bine. Ele semnifică mai degrabă ceea ce este binele meu sau răul meu, ceea ce apare mie drept bine sau drept rău. S-ar putea zice, în mod paradoxal, că spiritualitatea indiană duce lipsă în egală măsură de rău și de bine, sau că este atât de împovărată de contraste, încât are nevoie de nirvana, adică de eliberarea de contrarii și de cele 10.000 de lucruri. Țelul indianului nu este desăvârșirea morală, ci atingerea condiției de nirvana. El vrea să se elibereze de natură și, în mod corespunzător, să ajungă și în meditație la starea fără margini, la starea de vid. Eu, dimpotrivă, aș dori să mă mențin în contemplarea vie a naturii și a imaginilor psihice. Nu doresc să fiu eliberat nici de oameni, nici de mine, nici de natură, căci toate acestea sunt pentru mine minuni de nedescris. Natura, sufletul și viața îmi apar ca o desfășurare a divinității. Și ce mi-aș putea dori mai mult? Pentru mine, sensul suprem al ființei poate consta numai în aceea că ea este și nu în aceea că nu este sau că nu mai este. Nu există pentru mine o eliberare a tuprii. Nu pot fi eliberat de ceva ce nu posed, ce n-am făcut sau n-am trăit. O adevărată eliberare este posibilă numai dacă am făcut ceea ce puteam face, dacă m-am dăruit total și am luat parte cu totul. Dacă mă sustrag de la participa, atunci amputez întrucâtva partea de suflet ce-i corespunde. Se poate întâmpla, firește, ca participarea să mi se pară prea dificilă și să existe suficiente motive pentru a nu mă putea dărui total. Dar atunci mă văd silit să mărturisesc un non possumus și să admit că s-ar putea să fi omis ceva esențial și să fi neglijat îndeplinirea unei sarcini. O astfel de cunoaștere pătrunzătoare a incapacității mele înlocuiește absența actului pozitiv. Un om care n-a trecut prin infernul pasiunilor sale nici nu le-a depășit vreodată. Ele ard atunci în casa de alături, dar, fără ca el să-și dea seama, o flacără poate să iasă și să se întindă spre propria lui casă. Atâta timp cât omul renunță la prea multe, lasă prea multe în urmă sau practic le uită, există posibilitatea și pericolul
ca lucrurile abandonate sau lăsate în urmă să revină cu forță dublă. La Orissa am întâlnit un pandit care m-a însoțit și mi-a servit cu amabilitate drept ghid cât timp am vizitat templul și marele templu Kar. Pagoda este acoperită de la bază până la vârf cu sculpturi obscene rafinate. Am discutat mult despre acest fapt remarcabil pe care mi l-a explicat ca pe un mijloc de a atinge spiritualizarea. Am obiectat, indicând un grup de țărani tineri care tocmai admirau cu gurile căscate acele splendori, că tinerii nu prea erau în acel moment pe care de a fi spiritualizați, ci mai curând își împuiau capetele cu fantezii sexuale. Atunci mi-a replicat: dar exact asta este. Cum s-ar putea spiritualiza vreodată dacă nu-și împlinesc mai întâi karma? Aceste imagini, evident obscene, au ca scop tocmai să le amintească oamenilor de dharma, legea lor. Altfel, acești inconștienți ar fi capabili să o uite. Mi s-a părut foarte straniu că era în stare să creadă că oamenii tineri își puteau uita sexualitatea ca animalele în afara perioadei de rut. Înțeleptul meu însă o ținea una și bună că ei erau inconștienți ca animalele și ar avea într-adevăr nevoie de un avertisment presant. În acest scop, înainte de a intra în templu, ornamentele lui exterioare le aminteau de dharma, iar dacă aceasta nu era conștientizată și împlinită, ei n-ar fi avut parte de nicio spiritualizare. Când am intrat pe poarta templului, însoțitorul meu mi-a arătat cele două ispititoare, sculpturile a două dansatoare care, legănându-și șoldurile seducător, îi zâmbeau celui ce intra. Vedeți aceste două dansatoare? Mi-a spus. Semnifică același lucru? Bineînțeles că nu se aplică la oameni ca dumneavoastră și ca mine, căci noi am atins un grad de conștiință care se află dincolo de aceste lucruri, dar pentru fiii aceștia de țărani e o învățătură și o avertizare care sunt indispensabile. După ce am părăsit templul, mi-a spus deodată, în timp ce ne plimbam de-a lungul unei alei cu pietre în formă de lingam: vedeți aceste pietre? Știți ce semnifică? Vreau să vă spun un mare secret. Eram mirat, căci mă gândeam că oricărui copil era cunoscută natura falică a acestor monumente. El însă mi-a șoptit la ureche cu cea mai mare seriozitate: aceste pietre sunt părțile intime ale bărbatului. M-aș fi așteptat să-mi spună că îl reprezentau pe marele zeu Shiva. L-am privit stupefiat, dar el a dat cu gravitate din cap, ca și cum ar fi vrut să zică: da, așa este, tu cu ignoranța ta europeană nu te-ai fi gândit niciodată la așa ceva. Când i-am spus lui Zimmer această poveste, a exclamat încântat: în sfârșit, aud ceva real despre India. N-o să uit niciodată acele stupa din Sankhi. Ele m-au copleșit cu o forță neașteptată și m-au transpus într-o stare emoțională care se naște de obicei în mine atunci când descoper un lucru, o persoană sau o idee de a căror semnificații încă nu sunt conștient. Aceste stupa sunt situate pe o colină stâncoasă, la al cărei vârf se poate ajunge pe un drum plăcut, făcut din niște plăci mari de piatră care străbat topajiște verde. Sunt monumente funerare, respectiv cutii de relicve în formă de emisferă, de fapt două uriașe cupe de orez puse una deasupra celelalte, concav peste concav, corespunzător prescripției lui Buddha din Mahaparinibbana Sutra. Au fost restaurate de englezi în chip foarte fidel. Cea mai mare parte dintre aceste clădiri este înconjurată de un zid cu patru porți artistic lucrate.
Când intri, drumul duce la stânga spre un ocol circular în sensul acelor ceasornicului. În cele patru puncte cardinale se află statuiale lui Buddha. Dacă ai încheiat primul înconjur, pășești pe un al doilea drum circular, plasat mai sus, care duce în același sens. Panorama vastă asupra platoului, stupaurile însele, ruinele templului și liniștea solitară a locului sacru alcătuiesc un tot indescriptibil, care m-a acaparat și m-a prins în mrejele sale. Niciodată un loc nu mă vrăjise într-atât. M-am despărțit de însoțitorii mei și m-am adâncit subjugat în atmosfera aceea copleșitoare. Deodată am auzit venind din depărtare niște sunete ritmice de gong. Era un grup de pelerini japonezi care, mergând unul în spatele celuilalt, băteau într-un mic gong. Scandau astfel rugăciunea străveche Om Mani Padme Hum, iar bătaia gongului cădea pe cuvântul Hum. Se înclinau adânc în fața stupaurilor, după care intrau pe poartă. Acolo se prosternau din nou înaintea statuii lui Buddha și intonau un soi de cântec coral. Apoi parcurgeau acel ocol dublu cântând un imn în fața fiecarei statui a lui Buddha. În vreme ce ochii mei îi urmăreau, spiritul și sufletul meu erau alături de ei. Și ceva în mine le mulțumea în tăcere că veniseră într-un mod atât de adecvat în ajutorul incapacității mele de a-mi articula sentimentele. Intensitatea emoțiilor mele îmi arăta că acea colină de la Sankhi reprezenta pentru mine ceva central. Era budismul care mi se revela acolo într-o realitate nouă. Am înțeles viața lui Buddha ca pe realitatea sinelui care a pătruns o viață personală și a revendicat-o pentru sine. Sinele stă pentru Buddha deasupra tuturor zeilor și reprezintă esența existenței omenești și a lumii în genere. În calitate de unus, mundus, el cuprinde atât aspectul ființei în sine, cât și pe acela al ființei ce este recunoscută, fără de care o lume nu există. Buddha a văzut și a înțeles prea bine demnitatea cosmogonică a conștiinței omenești. De aceea a văzut limpede că dacă ar izbuti cineva să stingă lumina conștiinței, lumea s-ar cufunda în neant. Meritul imens al lui Schopenhauer a fost acela că a recunoscut odată în plus sau că a redescoperit acest lucru. Și Hristos este, asemenea lui Buddha, o întruchipare a sinelui, dar într-un sens cu totul diferit. Ambii au biruit lumea. Buddha a făcut-o printr-o comprehensiune rațională, ca să zicem așa, iar Hristos devenind victimă conform destinului. În creștinism se îndură mai mult, în budism se vede și se face mai mult. Ambele căi sunt corecte, dar în sensul indian, Buddha este omul mai complet. E o personalitate istorică și, în consecință, mai ușor de înțeles pentru om. Hristos este om istoric și Dumnezeu și, de aceea, mult mai greu de cuprins cu mintea. În fond, nu și era comprehensibil nici ție însuși. Știa numai că trebuie să se jertfească, așa cum i se impunea din străfundul ființei sale. Sacrificiul său i s-a întâmplat ca un act al destinului. Buddha a acționat ghidat de conștiință și de înțelegere. Și-a trăit viața și a murit la o vârstă înaintată. Activitatea lui Hristos în calitate de Hristos a durat probabil numai foarte puțin. Ulterior, în budism, s-a produs același lucru ca în creștinism. Buddha s-a transformat, ca să zic așa, într-o imago a devenirii sinelui, un model care este imitat, în timp ce el însuși a proclamat că prin depășirea lanțului Nidana, fiecare om în parte ar putea deveni un iluminat, un Buddha. La fel se întâmplă și în creștinism.
Hristos este modelul care trăiește în fiecare om creștin ca expresie a personalității sale integrale. Dezvoltarea istorică a dus însă la Imitatio Christi, în care individul nu își urmează propriul drum către totalitate, așa cum a fost trasat de destin, ci încearcă să imite drumul parcurs de Hristos. În Orient, ea a dus de asemenea la o imitație fidelă a lui Buddha. El a devenit modelul imitat, ceea ce a constituit deja o slăbire a ideii sale, după cum Imitatio Christi este o anticipare a stagnării fatale a evoluției ideii creștine. Buddha s-a ridicat grație înțelegerii sale chiar și deasupra zeilor brahmanismului. Tot așa Hristos s-a adresat evreilor: Dumnezei sunteți, Ioan 10:34, dar oamenii nu au fost capabili să-L audă. În schimb, așa zisul occident creștin se apropie cu pași uriași de posibilitatea de a distruge o lume în loc de a crea una nouă. India m-a onorat cu 3 diplome de doctor: Allahabad, Benares și Calcuta. Prima reprezintă islamul, a doua hinduismul și a treia medicina și științele naturii indo-britanice. A fost cam mult și am simțit nevoia unei retrageri. Mi-a oferit o ședere de 10 zile în spital, căci m-am îmbolnăvit de dizenterie la Calcuta. Când, restabilit fizic cât de cât, m-am putut întoarce la hotel, am avut un vis atât de caracteristic încât aș dori să-l relatez. Mă aflam cu mai mulți prieteni și cunoscuți din Zurich pe o insulă pe care nu o știam, situată probabil în vecinătatea coastei de sud a Angliei. Era mică și aproape nelocuită. Insula era îngustă, o fâșie de pământ de vreo 30 km lungime, întinzându-se pe direcția nord-sud. În partea sudică, pe coasta stâncoasă, se înălța un castel medieval, iar noi, un grup de turiști, ne găseam în curtea lui. În fața noastră se ridica un donjon impunător, prin a cărui poartă se zărea o scară lată de piatră. De-abia reușeam să vedem cum se termina sus într-o hală cu coloane, luminată slab de licărul unor lumânări. Se spunea că era cetatea Graalului și că în acea seară va avea loc acolo o celebrare a Graalului. Această informație părea de natură secretă, căci un profesor german, care se afla printre noi și semăna izbitor cu bătrânul Mommsen, nu știa nimic. Am purtat cu el o discuție deosebit de animată și m-au frapat erudiția și inteligența sa sclipitoare. Un singur lucru mă deranja. Vorbea în continuu despre un trecut mort și ținea prelegeri savante despre relația dintre izvoarele britanice și cele franțuzești ale poveștii Graalului. Aparent nu era nici măcar conștient de sensul legendei, nu avea nici vreo idee despre prezența ei vie. Părea să nu perceapă anturajul nostru real imediat, fiindcă se comporta de parcă ar fi vorbit într-o sală de curs, în fața studenților. În zadar am încercat să-i atrag atenția asupra particularității situației. Nu vedea scara și nici luminile de sărbătoare ale sălii. Am privit în jur puțin neajutorat și am descoperit că stăteam lângă zidul unei clădiri înalte a castelului, a cărei parte inferioară era acoperită cu un fel de spalier. Nu era însă confecționat, ca de obicei, din lemn, ci din fier negru modelat artistic ca un butuc de vie, cu frunze, vrejuri și struguri. Pe ramurile orizontale se aflau la o distanță de câte 2 metri niște căsuțe făcute tot din fier, asemenea unor mici nișe. Deodată am reperat mișcări în frunziș. La început păreau să provină de la un șoarece, apoi însă am distins clar un omuleț din fier cu o glugă, un cuculatus, care se strecura dintr-o căsuță în alta. Ei bine, i-am strigat uimit profesorului, ia uitați acolo! În acel moment a avut loc un hiat și visul s-a transformat.
Eram același grup ca până acum, dar fără profesor, în afara cetății, într-un peisaj stâncos. Știam că urma să se întâmple ceva, căci Graalul nu ajunsese încă în cetate. Se spunea că ar fi fost ascuns în partea de nord a insulei într-o căsuță nelocuită. Știam că era sarcina noastră să aducem Graalul de acolo. Eram vreo 6 persoane și cu toții am pornit-o la drum spre nord. După câteva ore de mers, am ajuns în locul cel mai îngust al insulei și am descoperit că era despărțită în două jumătăți de un braț al mării. În porțiunea cea mai îngustă, lățimea apei era de aproximativ 100 de metri. Soarele apusese și se lăsă noaptea. Ne-am instalat obosiți pe jos. Nici un suflet de om în această regiune pustie. Cât vedeai cu ochii, nici un pod și nici un vapor, era foarte frig, iar însoțitorii mei au adormit toți unul după altul. Am reflectat ce era de făcut și am ajuns la concluzia că trebuia să traversez singur canalul în nod și să aduc Graalul. Am început să-mi scot hainele. În acel moment m-am trezit. De-abia reușisem de bine de rău să mă eliberez de multitudinea copleșitoare a impresiilor indiene când s-a evit acest vis esențialmente european. Constatasem deja cu vreo 10 ani înainte că în multe locuri din Anglia visul despre Graal încă nu s-a spulberat. Acest fapt mă impresionase cu atât mai mult cu cât îmi devenise limpede concordanța dintre mitul poetic și aserțiunile alchimiei despre unum vas, una medicina, unus lapis. Mituri pe care ziua le uita continuau să fie povestite noaptea și figuri puternice pe care conștiința le-a banalizat și le-a redus la nimicuri ridicole sunt reînviate de poet și înviorate în chip vizionar. De aceea ele pot fi recunoscute și într-o formă modificată de către o ființă care meditează. Visul a șters impetios toate impresiile indiene diurne, oricât de intense ar fi fost ele, și m-a transpus în preocupările prea îndelung neglijate ale Occidentului, care își găsiseră odinioară expresie în căutarea Sfântului Graal. Am fost mult din lumea Indiei, și mi s-a adus aminte că India nu era sarcina mea, ci doar o bucată de drum, chiar dacă una importantă, care urma să mă apropie de țel. Era de parcă visul m-ar fi întrebat, ce faci în India? Caută mai bine pentru cei de-o seamă cu tine vasul sfânt, acel salvator mundii de care aveți nevoie atât de stringent. Doar sunteți pe punctul de a ruina tot ceea ce au edificat viacuri întregi. În Ceylon am cules ultimele impresii ale călătoriei mele. Nu mai e India, sunt deja mările sudului și evocă întrucâtva paradisul. Curând am lăsat în urmă Colombo spre a ne îndrepta spre regiunea deluroasă din interior. Acolo se află Candi, vechiul oraș regal, învăluit într-o negură fină ce menține în umelezealai călduț răcoroasă o vegetație luxuriantă. Am asistat acolo la o memorabilă ceremonie de seară. Băieți tineri și fete tinere împrășteau în fața altarelor munți întregi de flori de asomie, fără codițe, cântând ușor în acest timp o rugăciune, o mantra. Credeam că se roagă lui Buddha, dar călugărul care mă conducea mi-a explicat: nu, Buddha nu mai este, el este Nirvana, nu ne putem ruga lui. Ei cântă: trecătoare ca frumusețea acestor flori este viața, de-ar împărți Dumnezeul meu cu mine meritul acestei ofrande. Faptul că tinerii cântă astfel este autentic indian. Ceremonia a fost deschisă de un concert de tobe care a durat o oră și s-a ținut în mandapam sau ceea ce este desemnat în templele indiene drept sală de așteptare. Din cei 5 toboșari, câte unul s-au instalat în fiecare colț al sălii pătrate, iar al 5-lea s-a plasat în mijloc. Era solistul și un adevărat artist în domeniu. L-am văzut din spate, stând în fața intrării spre mandapan, încadrată de mici lămpi de ulei. Toba vorbește într-o limbă originară, burții sau plexului solar. Aceasta nu roagă, ci generează mantra cea meritorie sau expresia meditativă.
Nu este deci o venerare a lui Buddha inexistent, ci unul din numeroasele acte de autoizbăvire ale ființei omenești deșteptate. Pe la începutul primăverii am pornit în călătorie spre casă, atât de copleșit de impresii, încât la Bombay nici nu am coborât pe uscat, ci m-am îngropat în textele mele latine de alchimie. Dar India n-a trecut fără urme pe lângă mine, dimpotrivă a lăsat în mine urme care se preumblă de la o infinitate la alta.